Orice gospodin își dorește să aibă în casă un aspirator cu o capacitate cât mai puternică. Vestea proastă este că Uniunea Europeană vrea să interzică aceste aspiratoare pentru a reduce consumul de energie electrică. Știm cu toții că un aspirator este cu atât mai bun cu cât trage mai mult praf. Cele cu motoare puternice reușesc asta, însă și consumul de energie electrică este pe măsură. Aceste aspiratoare apreciate de multe gospodine nu vor mai fi de găsit odată cu venirea lunii septembrie 2014. Reglementările Comisiei Europene vor intra în vigoare în două etape, astfel din septembrie 2014 vor dispărea de pe rafturi toate aspiratoarele cu capacitate electrică mai mare de 1600 de W, iar din 2017 limita maximă impusă de Uniunea Europeană va fi coborâtă la 900 de W. Practic, niciunul dintre aceste modele nu va mai exista la vânzare. În prezent, aspiratoarele au o putere medie de aspirare de 1800 de W. Cumpărătorii acestor aparaturi electrocasnice spun că primul lucru la care se uită atunci când cumpără este eficiența produsului. După noile reglementări, aparatele de aspirat vor fi etichetate de la A la G, în funcție de zgomotul produs, eficiența energetică și cantitatea de praf pompat afară de filtrul de evacuare a aerului. Etichetele similare sunt utilizate deja în cazul mașinilor de spălat. Cel mai probabil, un astfel de aspirator va fi mai scump, însă comisarii europeni spun că prețul se amortizează repede pentru că ne va ajuta să economisim mai mult de 50% din energie electrică.